Un antrenament de spate rapid și eficient. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom face un antrenament de spate. Avem 4 exerciții pentru spate, un exercițiu pentru trapez, maxim 45 de minute a durat antrenamentul. Am stimulat, am plecat, cam atât a fost. Putem face aceste antrenamente, desigur, și mai lungi, dar în ultima vreme încerc să fac antrenamentele cât mai eficiente în timp și avem, practic, mai multe splituri la care putem să ne ducem, adică în ce direcție putem merge. În sensul în care ori putem face o combinație de grupe de push-pull legs, unde facem 2-3 grupe într-o zi, ori putem face de o grupă individual, în funcție și de câte zile de antrenament aveți pe săptămână. Acest exemplu de antrenament, după cum am zis, va fi doar spate și un singur exercițiu de trapez. Și am început cu acest exercițiu, un fel de tracțiune la helcometru, doar că nu este un aparat clasic de helcometru, este un aparat care se mișcă și mimează destul de bine tracțiunile la liber, ceea ce dacă îl aveți în sală prinde foarte bine, dacă nu puteți face la un helcometru obișnuit sau dacă puteți face tracțiuni la liber pentru că vor fi mai eficiente. Priză largă aici, pieptul în față, mișcarea este Concentrat. Acest antrenament a fost cu totul să zicem concentrat și axat pe contracție. Vedeți că nu se folosesc greutăți foarte mari și nu facem mișcările foarte rapide, punctăm fiecare repetare să fie acel moment de contracție. După care am trecut la un ramat individual, tot la aparat, dar undeva în partea de jos. Vedeți că brațul se întoarce cu palma în sus, deci ajungem într-o poziție de supinație și ne concentrăm pe fiecare parte individual. Îmi place mai mult la exercițiile de spate să le facem să zicem individual pentru că reușim și să te concentrezi pe fiecare parte mai bine și nu ai nici probleme cu respirația. De regulă la un aparat din acesta unde ai suport de piept, dacă folosești greutăți foarte mari, te împinge acel suport în piept și nu mai poți să mai respiri cum trebuie. Dacă faci cu fiecare braț individual, cumva îți lasă și loc de respirat. Ca și număr de repetări, ne-am stat între 10 și 12 repetări, pauza scurtă de 30, maxim 45 de secunde. Am mers mai departe tot la o mișcare din asta de tracțiune, doar că cu priză, cu supinație. Aici Activăm ceva mai mult și bicepsul, dar spatele lucrează într-un mod diferit și veți vedea că am avut două exerciții de tracțiuni, două exerciții de ramat lucrând pe ambele planuri. După cum probabil știți, spatele lucrează pe planul vertical și pe planul orizontal, adică trebuie să tragem ceva de deasupra capului și trebuie să tragem ceva din fața corpului pentru a lucra complet spatele. Și, din nou, aici puteți face tracțiuni la liber, puteți face tracțiuni la helcometru sau puteți face tracțiuni la un aparat din acesta. Diferența este un pic de unghi, un pic de tensiune, dar puteți varia. Adică nu trebuie să vă axați fix dacă nu aveți acest aparat, gata nu mai faceți antrenamentul deloc. Și după cum am zis, la fel se aplică aceeași regulă pe tot parcursul antrenamentului de spate. Pieptul trebuie să stea în spate și să inițiați mișcarea din coate. Încercați să nu folosiți foarte mult priza și antebrațul, adică să strângeți foarte tare de aparat sau de bară, pentru că atunci se activează foarte mult antebrațul și cu bicepsul și spre ea din tensiune. Încercați să folosiți brațele doar ca o pârghie și mișcarea să fie inițiată din coate și mergem la ultimul exercițiu pentru spate, unde avem ramat cu priză largă la scripete. Aici am folosit o bară, priză largă și vedeți că bara a fost adusă în partea de sus a abdomenului, adică am tras mai mult în partea de sus, se activează mai bine partea de sus a spatelui și desigur partea de jos a trapezului. Tot așa, 12 repetări, după cum am zis, 30-45 de secunde pauză și mișcările, după cum puteți vedea, sunt concentrate. Și am încheiat acest antrenament rapid, pac, pac, am încheiat antrenamentul cu niște ridicări din numeri cu ganterele. Îmi plac, îmi plac, mai mult ridicările din numeri cu ganterele pentru că reușești să ții brațele într-o poziție neutră pe lângă corp. În momentul în care faci cu bara, ești forțat să ții bara în fața corpului și ai tendința să ai umerii rotiți pe față. Și dacă vei folosi greutăți mari, poate fi periculos să învârți umerii în această poziție de rotit pe față. Așa că cea mai sănătoasă poziție pentru umeri este într-o poziție neutră. În momentul în care stai cu brațele pe lângă corp, cu degetul mare, practic, că înainte. Și cam asta este, prieteni. Rapid, eficient, încercați să spuneți ce părere aveți și ne vedem la videoul următor. Pa!